de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Oare chiar o fi bună? Deci, aseară am asistat la momentul unei demisii în grup cu aplauze din partea celor de la USR Plus. Pot să înțeleg demisia, pot să înțeleg motivele pentru care un partid își dă demisia, dar spune că n-ar pleca dacă se schimbă șeful. Astea sunt lucruri care pot fi înțelese. E greu de înțeles momentul aplauzelor. Ai aplaudat că pleci de la guvernare? Ai aplaudat că ai luat decizia să demisionezi? Sau aplauzi că pleci ca să lași o portiță să te întorci? E greu de înțeles. Dar mă rog, chestia asta cu aplauzele, probabil că într-un partid nou și progresist, vine ca o reminiscență în ADN-ul celor de acolo, care mai moștenesc și ei lucruri vechi, unii dintre ei cel puțin. Important este în momentul acesta ce se va întâmpla. Pentru că, vrem, nu vrem, cei de la USR Plus au legitimat cu voia lor, clar, un partid pe care până acum îl considerau extremist, legionar, etc., pe cei de la AUR. Poți să explici cum vrei că nu faci o alianță cu AUR-ul, dar în momentul în care ai ales să semnezi alături de ei o moțiune de cenzură, ești cu voie sau fără voie asociat cu partidul. Putem spune că cei de la USR Plus au descoperit AUR în Parlamentul României. Am încercat astăzi să stăm de vorbă cu toți liderii de partide, nu neapărat șefii de partide din neam, să vedem cum percep ei această criză. Domnul Ionel Arsene, probabil ocupat cu multele treburi pe care le are în județ sau în București, sau în ordinea asta în București și în județ în funcție de prezență, ne-a răspuns simplu nu, nu dorește să intre. Putem înțelege, pentru că, v-am spus, e copleșit de câte probleme are. Domnul Iulian Bulai a spus de asemenea nu, că nu are timp. Așa că eu propun să mergem acum la cei care au cel mai mult de câștigat din această criză, cei de la AUR. Vom încerca să-l găsim pe senatorul Sorin Lavric, care este una dintre persoanele de mare importanță. Bună dimineața, domnul senator! Bună dimineața, domnule Bălănescu! Mă bucur să vă reîntâlnesc măcar așa prin mijlocirea telefonului. Nu-i niciun fel de problemă. Noi, eu tocmai spuneam acum că Parlamentul României a devenit un fel de Eldorado pentru că toată lumea începe să descopere AUR. Da, să dea Dumnezeu să descopere AUR-ul în chip bun pentru noi, da. Așa. Și ne dăm în prielnic, da. Sincer, da. Glumeam a râde amar, știți? Că, domnul senator, spuneam tot așa înainte de a intra în direct că practic, partidul AUR este în acest moment cel mai câștigat la nivelul, cum să spun eu, de imagine, de ce doriți dumneavoastră, dintr-un partid considerat extremist, legionar, anti-european, iată că brusc acum sunteți pe aceeași listă, chiar într-o moțiune de cenzură, alături de cei din USR Plus. V-aș ruga, în orice calitate doriți dumneavoastră, senator, filozof, da, ce doriți dumneavoastră, să explicați cum se simte AUR în acest moment pe aceeași listă cu USR Plus. Gândiți-vă că până acum noi am fost priviți drept capul tuturor relelor și răutăților. Noi am fost tot timpul acarul pe unde se întâmpla ceva obligatoriu, noi eram de vină, tot timpul am fost priviți cu ranchiună, cu resentiment,
cu rezerve și, așa cum spuneați dumneavoastră, mi s-au pus toate stigmatele cu putință. Tot timpul se vorbește despre fascismul și legionarismul celor de la AUR. Tocmai de aceea, alianța noastră cu USR n-avea cum să nu ne surprindă și pe noi, și pe ei, și pe toată lumea. Alianța e mult spus, pentru că alianța înseamnă, de fapt, o asociere pe seama unor premise comune. Ori între noi și usteriști nu există nicio premisă comună, este diametral opuși, o recunoaștem și noi și ei. Noi suntem conservatori creștini naționaliști, noi vrem o Europa a națiunilor creștine, ei sunt atei, ei sunt progresiști cu orice preț, sunt internaționaliști și vor acea Europa înțeleasă ca un suprastat federal cu un singur guvern și cu un singur parlament. Tocmai de aceea, fiind diametral opuși, am ajuns să ne unim pe seama unui dușman comun, atât, și anume persoana acestui pigmeu filistin și bolân, care este Florin Câțu. Este un om care i s-a dat o sarcină pentru care nu este înzestrat, nu este făcut, el este incapabil, nu doar să fie prim-ministru, dar în același timp nu are stofă de lider. Este un om cu o formație umanistă cât se poate de precară, este incult istoric și ideologic. Probabil că se pricepe la finanțe de atât, dar se simte clipa în care de gura că este tripit, este impulsiv, lasă tot timpul impresia de nesiguranță. Omul acesta a făcut un imens rău din punctul nostru de vedere României, pentru că suntem în pragul pierderii suveranității din cauza creșterii aberante a datoriei. Noi suntem înrobiți oligarhiei plutocratice din Occident. Și când zic oligarhie plutocratică, înțeleg puterea băncilor. Domnul Câțu a apărut pe aceeași rețetă electorală cum a apărut și Macron în Franța. Când lucrezi ani de zile în băncile occidentale, ești studiat psihologic, ți se cercetează trecutul, ți se caută punctele vulnerabile și apoi se vede, se hotărăște în ce măsură poți sau nu să fii o păpușă aruncată după aceea sus și parașutată în vârful unui partid. Așa s-a întâmplat și cu Macron, așa se întâmplă și cu Câțu. Câțu a fost pur și simplu parașutat în fruntea Partidului Liberal împotriva vechilor, împotriva veteranilor din partid, începând cu Orban. Orban a fost pur și simplu mazilit datorită unei coaliții de palat, pentru că foștii lui colegi l-au trădat în numele lui Câțu. Cum au putut toți să coalizeze în fața acestui mediocru filistin, pentru că toți ne dăm seama cine este Câțu, până la urmă și numele îl predestinează pentru o carieră ratată, pentru că nomen este omen, cum au putut ei să se adune în jurul acestui, nu știu cum se zic altfel, de pitic, un gnom teologic. Domnul Lavric, mă scuzați, dar haideți să ținem cont și de faptul că în jurul domnului Câțu propus prim-ministru a fost USR Plus. Ei au insistat ca domnul Câțu să fie prim-ministru. Dacă ne aducem bine aminte, cei din USR Plus au condiționat participarea la guvernare atunci de numirea domnului Câțu în detrimentul domnului Orban. Ei, vedeți, atunci, la întrebarea mea, cum de-au putut să coalizeze atât de antiliberali, e o întrebare valabilă și pentru seriști. Nu știu, asta a fost înțelegerea dintre ei. Greu să vă spun că nu suntem acolo. Pactul a fost între ei, iar pactul acesta s-a rupt, pentru că Câțu, nefiind un om de echipă, i-am pus la exasperare pe cei de la seriști. Nu am nici cea mai mică simpatie față de ei, vă spuneam, sunt diametral opuși, dar mărul discordiei în această criză de astăzi stă în persoana lui Câțu și nu atât a useriștilor. Ei au suportat, au înghițit și la un moment dat picătura care a umplut paharul a fost foarte bine demiterea lui ministrului de finanțe. Am înțeles. Bun, cum vedeți dumneavoastră? Cum noi am ajuns să fim în aceeași barcă, dar este o barcă momentană, provizorie, legată numai de această depunere a moțiunii împotriva guvernului Câțu și două partide în opoziție totală au ajuns să voteze aceeași listă de semnături. Și ce a urmat după aceea este acest trup procedural, chichițe formale invocate de liberali, în frunte cu Alina Gorghiu și cu Daniel Fenechiu și cu Florin Roman, pe care am văzut cum se pot preta la cele mai
acele mai abuzive și aberante obiecții privind semnăturile noastre, cum că au fost falsificate, că de ce le-am scanat, că nu erau toate holografe, că dacă nu erau toți de acolo, ziua când am depus, i-au trimis scanat semnătura lor. Dar este a lor. Nu contează suportul, că este electronic sau pe hârtie. Ei de aici au plecat și au riscat această sarabandă obiecțiilor false pentru a amâna la nesfârșit depunerea moțiunii. De ce? Pentru că ei speră ca totuși guvernul să nu cadă până la alegerile din PNL. Drama cea mare este că peneliștii sunt sprijiniți din spate de PSD. Este lecția amară pe care am învățat-o în aceste zile după trei întâlniri ale birourilor reunite permanente, unde am văzut pe PSD-și făcând figura fecioarelor imaculate, care nu vor să mânjească în acest scandal intern dintre PNL și, și USR intern în privința coaliției de guvernământ. Ei știm foarte bine cât de mânjiți au fost după Dragnea și după Viorica Dăncilă. Invocă tot timpul neutralitatea și spun noi nu vrem să arbitrăm acest conflict, când ei, de fapt, prin spate îi sprijină pe liberali, cum această tactică absenței de la birou pentru a nu se întruni cvorumul și în felul acesta întrunirile sunt inutile pentru că nu se poate trage nicio concluzie prin post. Care este scopul lor? Ei vor ca o parte din acea mită camuflată sub numele de programul Angel Salini, programul acela național de dezvoltare locală, o parte din mita către primarii liberali, fără de care Câțu nu va ajunge președintele liberalilor, o parte se ducă către primarii PSD. Eu când am înțeles asta, mi-am amintit tot timpul de imaginea aceea, eu nu știu de unde o știu, dar am pomenit-o de multe ori, două sau trei pisici sunt pe un gard, scuipând una către alta, iar pe dedesubtul gardului, cozile lor sunt îmbărligate într-o cârgășie și într-o complicitate extraordinară. Asta se întâmplă acum între Alina Gorghiu Fenechiu, pe de altă parte Lucian Romașcanu sau Gabriela Firea. Este incredibilă această cârgășie pe care românul obișnuit privind la televizor nu o vede, pentru că ceea ce flete românul este doar această polemică nesfârșită în care fiecare se năpustește asupra celorlalt învinuindu-l de crocherie, când de fapt în spate ei caută un singur lucru. Funcțiile și această boală numită arhirofilia. Banii. Domnul senator, acum să vă spun ceva. În percepția publică o alianță PNL-PSD, care a mai fost, știți foarte bine, pare mai posibilă decât o împletire de nume pe o listă între USR și AUR. Așa este, pentru că ei fiind veterani sunt hârșiți în aceste matrapazlucuri și viclenii, pe când noi nu. Asta nu înseamnă că fac acum eu figură de politician infailibil curat, ci pentru că noi am fost de la bun început și în partid antisistem, vrem să dislocăm clasa aceasta politică, vrem să schimbăm moravurile. Ori de moravurile astea ne-am izbit în aceste întrunire ale birourilor permanente reunite, unde am văzut cum procedează. Totul stă în invocarea unor chichițe formale pentru a nu se ajunge la fondul problemei. Fondul problemei este că această moțiune trebuie depusă. 1, 2. Fondul problemei, care este cel mai grav, este că România își pierde suveranitatea din cauza datoriilor pe care Câțu le-a făcut parte de bănci. Fondul problemei este că în iarnă ne vom lovi de o creștere a prețurilor la gaze și curent electric de românii vor ieși în stradă. Fondul problemei este că în clipa de față Partidul Național Liberal se află într-o discordie frizând aproape războiul civil, se află în descompunere. Acolo sunt două tabere care nu se mai înghit în momentul Partidului Național Liberal și fondul problemei este că useriștii, atât cât au putut să înghită în clipa de față, nu-l mai suportă pe Câțu. Și fondul problemei este că Iohannis, la rândul lui o marionetă a Bruxelles-ului și a New York-ului, a primit poruncă să-l sprijine în continuare pe Câțu. Altfel spus, politica guvernului României se face în afara României. Asta este drama acestui internaționalist progresist ateu, al cărui exponent este acest domn Câțu, care nu are nimic autohton în el. Tot discursul este un discurs impersonal, abstract, el se potrivește oricărei țări din Uniunea Europeană în măsura în care nu-i voi și nimic legat de specificul nostru. Domnul senator,
Eu urmăresc ce se întâmplă și am înțeles așa. Domnii de la USR vor voturile AUR și PSD ca să dea jos pe domnul Câțu și guvernul său. Dar spun în același timp că sunt gata să se întoarcă cu un alt prim-ministru liberal să guverneze alături de PNL și UDMR. Iar PSD-ul și AUR să rămână din nou în opoziție, după care, probabil, cei din USR vor reveni la discursul anti-AUR și la, mă rog, toate alegațiile susținute în timp. Cum vi se pare lucrul acesta? Adică treceți puntea ca ei să întoarcă înapoi în guvern? Sau, nu înțeleg. Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, viitorul? Pică guvernul Câțu. Vine nu știu cine, Ciucă, Orban, cine o mai veni, da? Și cei din USR se întorc. Ce am făcut? Că nu pricep. Da, asta li s-a reproșat în ultimele zile celor de la USR, că vor deopotrivă să fie și în opoziție acum prin această moțiune și în același timp îți să rămână la putere. În ciuda faptului că astăzi am înțeles că își vor depune în scurt timp, pe la 9 sau la 10, își vor depune toți demisiile, iar după amiază, încercând să dreagă și să mai poate drege, Iohannis l-a invitat pe Barna ca să nu știu ce. Pe domnul Cioloș nu l-a putut invita, că domnul Cioloș este invitat de domnul Macron. Adică l-a invitat, dar domnul Cioloș l-a ales pe domnul Macron. Așa, se duce la un lider de înfarine. Că și domnul Cioloș a apărut exact după aceeași rețetă ideologică ca precum Câțu și Macron. Este uimitor cum aceste fantoșe sunt croite în laboratoare și apoi împinte în față cu pretenția că noi putem să-i luăm în serios. Acum, ce se va întâmpla pentru noi? Cel mai prielnic desfășurare ar fi alegeri anticipate, deși asta presupune un efort financiar din partea unui stat care deja este slăit financiar. Nu știu cât va mai putea Banca Națională să țină în frâu, în platou, leul. Pentru noi și pentru PSD-iști, asta ar fi desfășurarea cea mai prielnică, pentru că ne uităm la sondaje și vedem că noi fiind în opoziție am crescut, iar acum chiar ni s-a oferit un prilej pe care George Simon a știut să-l pună în lumină în așa fel încât să părem convingători. Să nu facem figura unor marionete jucând un teatru și un vodevil la care se pretează astăzi cei aflați în coaliție. Este exact desfășurarea scenariului pe care Iohannis îl vrea, pentru că știe că nu va mai avea o majoritate pe care să formeze acel infatuat guvern al meu. Iohannis, la rândul lui, vă spuneam, este o mare dezamăgire, pentru că este acel malac de la Cotroceni, atins de Bradilalie. Bradilalie înseamnă rostirea rară a cuvintelor. El nu poate vorbi fluent, cu atât mai puțin. Are o încetinie la asocierii ideilor, din cauza căreia el nu poate să facă față unei conferințe de presă dacă nu știe întrebările de la bun început, întrebări la care răspund consilierii lui, iar el doar răspunde ca un robot, pentru că ăsta este, din păcate, dezamăgitorul președinte al nostru. Așa președinte, așa prim-ministru avem. Și atunci cum Dumnezeu să nu te revolți? Și atunci mă întrebați cum văd eu viitorul. Pentru noi cel mai bine ar fi alegerea anticipată. Nu-mi cere să vă dau eu un nume de prim-ministru, pentru că noi... Nu avem puterea ca să impunem un prim-ministru, pot să vă dau 5 nume, dar nu e nicio importanță. Și atunci Iohannis va face orice ca să-i convingă că usteriști se întoarcă, dar piața de potinire este acest pigmeu filistin pripit, nesigur pe el, care este domnul Florin Câțu. Am înțeles. Și atunci noi stăm, ne uităm și vedem ce se întâmplă. Am zis, astăzi va fi acest birou, a patra întrunire a Birourilor Unite, peste 2 ore, când vom vedea din nou dacă PSD-iștii recurg la aceeași tactică de boicot prin absență, ca să nu se întâlnească vorbul. Și felul acesta îi ajută în continuare pe peneliști, așteptând acel peșcheș, bacșiș de milioane de euro către primarii PSD. Vă mulțumesc,
Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Probabil că după ședință o să vă mai sun să aflu detalii. Cu mare plăcere și sper ca în 2 săptămâni să ajung la piatra și să ne întâlnim în carne și Oricând, oase la intervenție. oricând cu Numai bine, plăcere. La numai revedere, bine, numai Doamne bine. ajută, numai Numai bine, bine. Doamne. Ați văzut poziția celor de la Aur? Extrem de dură la adresa lui Florin Câțu, la fel de dură ca celor de la USR Plus. În toată această ecuație există o fractură logică. Cei din USR spun, da, mergem cu aurul, trecem puntea acasă ca să ajungem înapoi la guvernare. Rău este Câțu, dar noi l-am vrut pe Câțu, ne-am dat seama, punem cenușă în cap și acum îl vrem pe Orban. De fapt, toată această chestie pare și un fel de luptă pentru putere, nu neapărat pentru guvernare în acest moment, ci pentru puterea aceea ocultă care conduce o țară, în condițiile în care toate mișcările USR Plus par să fie făcute cu scopul de a-l elimina pe Câțu și pe cei care îl susțin din ecuația puterii, și par un sprijin direct pentru Ludovic Orban. O să încercăm să luăm legătura și cu șeful PNL Neamț, dacă reușesc să găsesc numărul de telefon, domnul George Lazăr, în viața civilă și prefect de Neamț, dacă reușim Da, să... bună dimineața! Bună dimineața, domnul președinte al PNL Neamț! Am avut o încercare semi-eșuată de dialog cu cei de la PSD, cu domnul președinte Ionel Arsenie. Ieri l-am invitat în emisiune, măcar telefonic. Mi-a spus că nu poate. Domnul Bulai la fel. A răspuns apelului domnul Lavri cu un discurs extrem de dur la adresa primului ministru Câțu. Ce n-am înțeles noi este ce se va întâmpla dacă moțiunea va trece cu cele două partide. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca șef al PNL Neamț, cum vedeți ce se întâmplă în acest moment la București? În primul rând, domnul Bănănescu, criza politică, criza guvernamentală a fost creată de către partidul USR Plus sau până la congresul lor, cred că tot USR Plus se numesc. Această criză guvernamentală nu face altceva decât să facă un joc politic, din punctul meu de vedere, mizerabil, condus, orchestrat de domnul încă președinte al PNL, Ludovic Orban. Pentru că nu există nicio motivație solidă, riguroasă, pentru USR Plus să iasă de la guvernare, să depună împreună cu unul dintre cele mai toxice partide din România după 89, un partid extremist finanțat de la Moscova, să depună moțiune de cenzură. Pentru că toate lucrurile în coaliție mergeau conform planului de guvernare, iar cei de la USR Plus au gândit cum fac ei în interiorul guvernării să blocheze actul de guvernare. Pentru că Ministrul Justiției a blocat efectiv aproape timp de o lună de zile avizarea pentru cel mai mare proiect din România de după anii 90 a Programului Național de Investiții Angel Salini, proiect major pentru România, finanțat din bani guvernamentali cu 10 miliarde de euro, proiect care înseamnă pentru comunitățile locale din România apă, canalizare, drumuri, infrastructură rutieră și înființări sau extinderi de rețea de gaze naturale. Asta înseamnă civilizație pentru satul românesc, pentru comunele din România și pentru marea majoritate a localităților care și astăzi, în 2021, nu sunt la un grad de dezvoltare așa cum ne-am dorit cu toți. Și ca să blochezi un asemenea proiect major de investiții pentru România, asta mi se pare o rea intenție din partea celor de la USR. Vine și revendică în 2021 că, domnule, poate că acest proiect PNI Angel Salini poate naște, eu știu, hoție în limbajul lor sau furt din banul public. Nu poți să prezumi așa ceva
că orice proiect prezumă în spate să fie un act nelegal sau să fie furt din banii publici. Așa, pe conceptul ăsta, nu mai construim în România nici școală, nici spital, nici autostrăzi, nici drumuri, nu mai construim absolut nimic, pentru că se fură. Nu mai angajăm doctori în sistemul medical, profesori, educatori în sistemul educațional, pentru că, Doamne ferește, poate cineva fură. O asemenea discurs, un asemenea limbaj și asemenea filozofie sunt retrograde din punctul meu de vedere, dar e și un dublu limbaj, dacă vreți, domnul Bălănescu, pentru că în anii 2015-2016, când guvernul României era condus atunci de nimeni altul decât Dacian Cioloș, unul dintre liderii USR+, atunci Dacian Cioloș nu avea nicio problemă să semneze proiecte și contracte și finanțări pe PNDL 2, proiect al lui Vasile Dâncu și a PSD-ului, și semna finanțări la plată proiecte pe PNDL 2. Atunci nu se fura când era domnul Cioloș prim-ministru. Astăzi, când sunt partea guvernului, cei de la USR+, există prezumția că, domnule, s-ar putea fura. O astfel de filozofie este retrogradă și este împotriva dezvoltării României și împotriva celor peste 3.000 de primari din România care au nevoie de acest proiect Anghel Salini ca de aer. Da, domnule președinte, în momentul acesta, practic, miniștrii USR+ ar fi trebuit să-și depună demisiile, probabil la ora asta, dacă nu-i prea devreme, și peste vreo două ceasuri aflăm dacă moțiunea va intra în dezbatere sau nu. Dumneavoastră ce știți? În legătură cu moțiunea, vă pot spune în felul următor, că am o ședință de Biroul Politic Național aseară pe Zoom. Moțiunea are un număr de semnături care nu sunt semnături în original, sunt semnături scanate, sunt semnături unde nu se înțeleg sau se distinge foarte bine numele celor care semnează. Nu e un cap de tabel în care să fie asumată semnătura pentru ce motiv anume ai semnat, adică dacă e pentru moțiune sau pentru alt obiectiv. Și de aici s-a născut o întreagă controversă cu privire la validitatea acelor semnături de pe moțiune, cât și la procedura, cum ele au fost obținute și cum s-a depus moțiunea. Urmează ca birourile reunite ale Parlamentului să constate astăzi, probabil, dacă moțiunea este validă, dacă a îndeplinit exigențele regulamentului Parlamentului și a legii, și ulterior, probabil, în funcție de aceste aspecte pe care vi le-am comunicat, se va lua o decizie în forul reunit al Senatului și Camerei Deputaților, și ulterior, dacă ea trece, se va stabili un calendar, se va citi în Parlament. Dacă nu, probabil vor intra pe procedură și vor aștepta de la Comisia de Regulament să ne spună dacă această moțiune este, așa cum a fost ea formulată și depusă, îndeplinește condițiile de legalitate. Pentru că aici sunt semne mari de întrebare dacă îndeplinește exigibilitatea legalității. Am înțeles. Deci așteptăm să vedem ce se va întâmpla, nu? Dumneavoastră ce pronostic dați? Din datele pe care le am, nu cred că va ajunge să fie citită și să treacă de BRP, de birourile Poliției Reunite, dat fiind faptul că sunt lacune în redactare și în tot ceea ce înseamnă procedura de depunere și de strângere a semnăturilor. E posibil să mergem spre Comisia de Regulament și de acolo, probabil în termen de o săptămână, două, să avem un punct de vedere dacă pe procedură moțiunea a fost corect sau nu depusă. Și ulterior, dacă în funcție de răspunsul Comisiei de Regulament, se vor opta pe una dintre variante. Fie va fi respinsă pe procedură, fie va fi ulterior dezbătută în plenul Parlamentului. Asta urmează să stabilească. Am înțeles. Dar există posibilitatea ca, de exemplu, cei care au depus-o acum să o retragă și să depună alta cu semnături, cum să spun eu, în regulă? Există această... Există și posibilitatea asta. Tehnic, cred că da. Deci există și această posibilitate. Juridic, sigur că da. Fiecare, dacă ai o pătrime din numărul total de parlamentari care semnează pentru moțiune, sigur că poți să inițiezi o altă moțiune. Am înțeles. Probabil că da. Deci mai devreme sau mai târziu... Nu cred că aceeași formațiune, totuși, sau cele două formațiuni USR, AUR... Mai pot face lucrul ăsta, da. O moțiune, cred că poți să o redactezi, nu o să mai depună încă o moțiune. O moțiune o depui odată pe sesiune.
Am înțeles. Și atunci rămâne moțiunea PSD-ului, probabil. Deocamdată PSD, Partidul Social Democrat, nu a depus moțiune, urmează să cei de la PSD știu mai bine ce au de făcut. Dacă depun, nu depun moțiune, dacă susțin moțiunea PSD, USR, AUR sau nu susțin, asta e în tabăra lor, ei vor stabili care e filozofia lor în legătură cu actuala moțiune sau o eventuală altă moțiune care să o depună ei. Haideți că trebuie să recunoaștem că dacă n-ar fi trist, ar fi vesel ce se întâmplă. Din punctul meu de vedere, trist e că un partid care pretinde, și mă refer aici la USR, care pretinde că e un partid european, un partid reformist, un partid de viziune occidentală, pro-occidentală, se aliază cu un partid retrograd, un partid extremist, cum sunt cei de la AUR. Asta n-am înțeles și nu pot să înțeleg o astfel de mezalianță între două partide care sunt antagonizate, dacă vreți, de tot ceea ce au spus până acum liderilor, de proiectele pe care le-au fiecare din punct de vedere politic. E o alianță toxică din punctul meu de vedere și care face rău și actualei clase politice din România, dar și țării per ansamblu. Pentru că suntem și într-o perioadă, domnul Bănescu, în care suntem în prin val 4 al pandemiei, suntem într-o zonă în care s-au liberalizat prețurile pe piața energiei și a gazelor și acolo, sigur, avem și creșteri la facturile de energie și trebuie gestionate și ele cu foarte multă seriozitate de guvern. Avem proiectul acesta de țară Anghel Salinii, care este extrem de important și dacă vă spun, am vorbit din județul Neamț cu peste 50 de primari vis-a-vis de acest proiect Anghel Salini, primari care sunt de toate culorile politice, și PNL, PSD și USR și PMP, și toți la unison au spus, domnule, este cel mai bun proiect care putea fi dat de actualul guvern. Adică sunt lucruri importante de gestionat la acest moment pentru România, iar unui partid îi vine să se răscoale doar o face jocul cuiva și nu al lor, din punct de vedere politic, în interiorul PNL-ului. Că trebuie să recunoaștem în spatele acestei moțiuni și acestui zbucium politic din coaliție este președintele Ludovic Orban în spate. Da. Președintele Ludovic Orban, care de altfel a și participat la votul pentru moțiune. Adică domnul Orban vrea, cu alte cuvinte, președintele PNL-ului și vrea să-și dărâme propriul guvern al Partidului Național Liberal. Adică domnul Orban riscă cu pași repezi de data asta să devină un fel de Liviu Dragnea II. Domnul președinte, eu văd puține soluții în criza asta, adică nu există multe și una dintre ele ar putea fi guvern minoritar PNL-UDMR cu sprijin în Parlament. Sprijinul în Parlament n-ar putea veni decât din partea PSD-ului. Cum ar fi în momentul acela, cum să spun eu, cum ar putea fi justificat o asemenea coabitare? Doar pe interesul național, domne, îi sprijinim pe PNL în interesul național sau acceptăm sprijinul PSD-ului și guvernăm minoritar? Vis-a-vis de formula spusă de dumneavoastră, în sensul care guvernul poate rămâne minoritar, cum susține minoritar, adică fără USR în guvernatul de guvernare și cu o susținere parlamentară din partea Partidului Social Democrat. Parlamentară, să zicem. E o filozofie care probabil la momentul ăsta nu am auzit-o, dar e o filozofie politică, cum s-au întâmplat și alte dăți în perioada 2006-2008 sau în perioada 2015, când a fost guvernul tehnocrat, ca să zic așa, condus de domnul Cioloș. E o filozofie care, dacă ea va exista, va fi discutată ulterior în forurile de conducere ale PNL-ului. La momentul ăsta nu pot să vă infirm sau să vă confirm. Nu. Eu mă gândeam cum ar putea fi justificată. Bine, nu e greu să justifici, că până la urmă... Inclusiv, dacă vezi, domnul Bănescu, inclusiv domnul Ludovic Orban, când a fost prim-ministru al României în perioada 2019-2020, în prin debut al pandemiei, a fost și atunci un guvern cu... Susținere largă parlamentară, ca să spun așa, care a trecut prin criza de pandemie, dar care avea în Parlament, pe lângă, care avea undeva la 24-25 la
sute la momentul respectiv și s-a guvernat. Important e ca actualul guvern să fie lăsat de către aceste mașinațiuni, jocuri politice care nu fac bine la acest moment, să fie lăsat să guverneze, pentru că Florin Câțu este unul dintre cei mai buni premieri pe care i-a avut România de la Revoluție încoace și este un lider politic foarte bun. Da, apropo de demisia miniștrilor de la USR Plus, pe cale de consecință se merge în continuare spre cei din eșalonul 2, spre cei din prefecturi, nu mă refer neapărat pe noi, noi avem doi subprefecți USR Plus în Neamț. Corect, asta e atributul exclusiv numirea sau schimbarea din funcția demnitarilor la acest moment a prefecților sau subprefecților, este atributul primului ministru. La momentul ăsta nu am auzit de vreo discuție în acest sens. Bine, vă mulțumesc pentru participarea la această discuție și, și vă aștept să discutăm problemele județului punctual. Și cu mare drag. Vă doresc o zi bună și să ne vedem cu bine. Numai bine. La revedere. Deci, cam așa stau lucrurile în momentul acesta. De fapt, cu excepția a 2-3 oameni, nimeni nu știe nimic ce se va întâmpla. Și la final, în loc să trag eu vreo concluzie, vă citesc ce a scris un jurnalist de la București pe marginea acestei crize. Ba pe amătii, asta e toată politica din România la acest moment. PSD, PNL, USR, AUR și UDMR nu pot produce nimic altceva decât să-și scoată ochii unii altora. E vina ta, nu a mea, mă. Bă, zău, baia ta, mă. Asta e axa PNL-USR. Vine PSD, zice, băi, papagalilor, sunteți varză. Iar AUR pune bomboana pe colivă, jos cu toți. Poate cel mai responsabil dintre toți e UDMR. Sunt singurii care vor în corpore să facă treabă, dar nu prea au cu cine. PSD și PNL vor dominație de mână forte ca să nu piardă poziția de partidetari. USR nu se înțelege cu nimeni, se crede buricul pământului. Iar AUR e anti-toți, doar Doamne ferește să-i dai... Dar, Doamne ferește să-i dai țara pe mână, că numai șoșoacă știe ce le poate pielea. Totuși, România trebuie guvernată și nu doar de azi pe mâine, ceea ce înseamnă dezastru pe termen lung, ci stabil trebuie guvernată. Există vreo formulă care să asigure stabilitate solidă pe termen lung? Da, PSD, PNL. Dar fiecare fuge de celălalt din motive de imagine. Nu e un conflict doctrinar, să fim serioși. Asta scrie un jurnalist din București care are antene în ambele, adică cam în toate partidele, probabil mai puțin în AUR. Se pare că asta este direcția spre care ne îndreptăm, dacă nu cumva se întâmplă ceva și domnul Câțu va considera că e mai bine să lucreze într-o bancă. Până una alta, asta e situația. Vedem astăzi ce se întâmplă cu moțiunea de cenzură, va fi pusă sau nu în discuție. Un element important este că șefii celor două camere ale Parlamentului sunt pentru discuția moțiunii, atât domnul Orban, cât și doamna Dragu, care nu și-a dat demisia din această funcție, pentru că ea este parlamentar, nu este ministru. Ne oprim aici, vă dorim cele bune și dacă va fi ceva astăzi important, vom intra în direct, așa trebuie. La revedere!